Doamnelor, domnilor, bună seara și bine ne regăsim la Biblioteca Județeană Anchete Chirileanu la un eveniment aparte, pentru că și invitatul nostru este o personalitate aparte. Poveste bună, omul care aduce cartea, de foarte mulți ani aduce cartea, este la Piatra Neamț. E vorba de domnul Dance Mihăilescu, o vizită așteptată de multă vreme, o discuție de mai multă vreme și, în sfârșit, în zilele bibliotecii, este prezent aici. Spunea Borges că nu mă laud cu cărțile pe care le-am scris, mă laud cu cărțile pe care le-am citit. Și Dance Mihăilescu este între cei care se pot lăuda că duc în spate, în calitate de cititori profesioniști, o literatură, sau mai multe literaturi, sau literatura momentului. Cititorul este cel care recrează, este dublul scriitorului care recrează o întreagă literatură. Iar Dance Mihăilescu face aceasta dintr-o dragoste aparte față de carte, dintr-o datorie aparte față de biblioteci, dintr-o datorie aparte față de literatură. Ideea este că fiecare dintre noi ne simțim mici în fața raftului tot mai mare de cărți, am vrea să le citim pe toate, am vrea să le răsfoim pe toate, nu reușim. Dânsul măcar încearcă. Bun venit la Piatra Neamț, Dance Mihăilescu, unde ești așteptat de foarte multă vreme. Și înainte de a-l introduce în rol, înainte de a-l introduce în, hai să zicem, conferința pe care ne-a propus-o, ce rost rostul mai are înțelepciunea, îl rog pe Adrian Ceromila să ne spună câteva cuvinte, și el, cititor profesionist, despre Dance Mihăilescu. Vă spun bună seara, mă bucur să fiu a doua oară anfitrionul întâlnirii cu Dance Mihăilescu și mă bucur că am reușit, după târgul de carte de la începutul acestei toamne, să-l mai aducem o dată aici, așa cum ne-am promis și dumnealui ne-a făgăduit că va veni și s-a ținut de cuvânt. Ne-a făcut treaba și a făcut un lucru bun. Cred că Dance Mihăilescu nu are nevoie de nicio prezentare. Vreau atât să spun. Sunt, să zicem, două axe pe care se construiește personalitatea dumnealui. Pe de o parte, e cea prin care e foarte cunoscut peste tot. E omul care aduce cartea, omul care prezintă cartea la televizor și, în ultimul timp, și pe net. Și a doua e eseistul și criticul literar. Nici nu știu dacă cumva, întotdeauna, una dintre direcții a făcut un serviciu celelalte, pentru că toată lumea îl cunoaște ca om de media și mai puțin știu că Dance Mihăilescu este unul dintre cei mai redutabili eseiști și critici literari de la noi. Un om care a dat cărți fundamentale despre Caragiale, despre Cioran, despre Eminescu, o istorie a literaturii române în ceaușism. Adică sunt background-uri care conferă substanțe unei personalități care a ales, pentru că e un om de har, un om de comunicare, să prezinte cartea și pe ecranele computerelor și pe ecranele televizorului. Încă o dată ne bucurăm că îl avem aici și că putem să-l ascultăm și să îi punem întrebări și să luăm autografe pe cărți. Mulțumesc, Adrian Ceromila. Cred că ar trebui să pornim de la o întrebare care să justifice sau să ne introducă în temă. De ce ne-ai propus, ce rosturi mai are înțelepciune? Dance Mihăilescu. Mulțumesc foarte mult, să rămână domnilor, bună seara. Domnilor, nu, stau așa în picioare, că este un semn de... Și cum este când stai în picioare, circulă și draci mai lesne înăuntru tău. Le mulțumesc foarte mult și lui Adrian, lui Gheorghe și lui Adrian Ceromila, sunt cei doi oameni care au conspirat, care au concoctat prezența mea aici și așa cum spuneam și la târgul de carte acum câtva timp, mă bucur că se mai echilibrează un pic scrinciobul, balansul, că nu știu prin ce întâmplări, sau mă rog, știu, dar nu vreau să le spun, scorul între Transilvania și Moldova la
drumurile mele este cam de 60-70 la 2. Deși de Moldova mă leagă amintiri și întâmplări din viața mea extrem de importante, nu spun decât pe cea din tâi, că tot se leagă și de a lui Gheorghe și de Dumitrașu și de concursul de poezie Nicolae Labiș. Nu știu dacă știți că bizara mea persoană, care nici acum la 62 de ani nu știe dacă este eseist, traducător, istoric literar, om de media, cum spuneți voi, istoric literar, cronicar de întâmpinare, cum mi-am zis, eu sunt un scriitoric. Țin foarte mult la această, acest eclectism. Nici până acum nu am reușit să aflu ce sunt și cred că am să mor la fel. Sunt un om care la 47 de ani a fost dezvirginat mediatic, bâlbâit, gras, transpirat, oribil, absolut netelegenic, s-a ajuns să apar 15 ani de zile la televizor zi de zi. Este un lucru care m-a șocat complet, care mi-a schimbat absolut viața. Dar vă spun de concursul Labiș, în 1976, era un anul 4 de facultate și m-am trezit premiat, am luat o mențiune a revistei Ateneu în 76, redactorul George Bănăiță, pe atunci redactor șef la Ateneu, ocazie cu care am și venit și am stat la un hotel în Suceava cu soție, eram căsătoriți de 3 luni și am stat 2 sau 3 zile în Suceava la un hotel de lux, era prima dată când stăteam la hotel de acest gen și mai mult nu spun decât că fix peste 9 luni avea să se nască fiica noastră, Ana Maria, în prezent de 40 de ani. Deci, într-un fel, spațiul moldav este incitant la un sentiment cât se poate de eficient celetic. E foarte bună întrebarea de care spui, că și eu mă gândeam ce mi-a trecut prin cap, ce m-a făcut să aleg acest subiect. Nu vă ascund că am fost la zeci de întâlniri cu elevi de liceu, studenți, cu la lansări de carte, am avut ceea ce se spune conferințe, este mult prea pretențios. Eu vreau numai să vă transmit niște gânduri, niște îndoieli. M-am gândit la spațiul moldav față de Transilvania. Mai aveam o conferință care a făcut, mă rog, o prezentare care a plăcut mult, era un fel de istorie gastroviticolă a literaturii române și voiam să vă provoc, nu fac acum decât să vă spun ideea. Dar am văzut că a prins la mulți, că mă gândeam că spațiul moldovenesc este, așa cum știm, predispus la aducerea minte, la nostalgie, la melancolie, Eminescu, Sadoveanu, Medeleni, totul este dulce, profund, vătuit. Și zic, astea toate se leagă de vinișorul moldav, de vin. E un spațiu al vinului, Moldova, iar când treci Optimele și vin Maramureș, dai de realismul pietros, care este palinca, ai man, ai vort, ai mort, de totul este matrițat de lichiorul sau de rachiul din Austro-Ungaria și vii înspre sud, unde e Caragiale, unde este berea, unde este șampania, unde este turco-grecimea bărânganului și deci împărțeam literatura noastră prin zone de această... Între timp a scos Cornel Ungureanu o istorie, o geografie a literaturii române și am lăsat-o deoparte. Și zic, ce să ne mai spun de Eliade, generația 27, am avut conferințe în ce măsură globalizarea, mondializarea nu fac decât să ranforceze sentimentul național, identitate. Am avut dezbateri la liceul La Unirea din Focșani cu un domn de la SNSPA. El era pentru mondializare, eu eram pentru întărirea teritoriului și a identității naționale. E, și m-am gândit brusc că anul trecut, când a apărut acel volum de dialoguri de duminică între Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu, când s-a lansat el la Institutul Spaniol, un tânăr din sală a întrebat dacă asta este o carte de filozofie sau nu. Pentru că știți că sunt de dialoguri despre viață, moarte, prietenie, credință, filozofie și religie, sau filozofie sau religie. Mă rog, și Liceanu și Pleșu au fost foarte meșienți, foarte neîncrezători în a spune că e o carte de filozofie, că nu e, adică nu sunt categoriile lui Kant, nu e Socrate, nu e Schopenhauer.
Ori eu am vrut să ridic mâna și să spun, domnule, este o carte de filozofie în sensul în care nu este o carte de filozofie în sensul actual, ci în sensul original. E o carte de iubire, de înțelepciune. Într-o epocă în care se spune că filozofia a murit odată cu Nietzsche și cu Cioran, ci cu Heidegger, despre Cioran s-a spus că este ultimul mare filozof, el fiind de fapt un scriitor, un existențialist, un trăitor de idei, un metafizic, un mistic, dar nu un filozof în sensul lui Kant, Hegel, Aristotel și ceilalți. Deci filozofia, în sensul ei tradițional, nu mai există. Există filozofare, există epistemologie, fenomenologie, logică, sociologie, politologie, filozofia, istorie, dar filozofie, cum am învățat noi la școală, nu. E bine, dar înțelepciunea, iubirea de înțelepciune, nu este asta filozofia zilei de azi? Și mi-am dat seama cât de prohibit, cât de neglijat, cât de diabolizat, nu. Dar cât de demodat este termenul de înțelepciune. Ori, când aveam 18-19 ani, stăteam cu prietenii la cenaclurile noastre de apartamenți, de altă dată, și făceam tot felul de concursuri. Și unul dintre ele era, nu concurs, erau niște eseri cu vodka Stalișneată, 25 de lei sticla, și cu majovieța de 40 de lei sticla, și ne întrebam, de pildă, într-o seară am avut o temă, ce pasaj din Luceafărul lui Eminescu va atrage cel mai mult. Și fiecare era cu fata la fereastră, eu vedeam zborul acela și cum vremea încearcă în zadar, din goluri a se naște, și până la urmă am ajuns, având 20 de ani și având o foame de guru, o foame de mentor, o foame de exemple care să ne formeze, să ne dea gruntul ființei noastre gânditoare, m-am gândit la acel raport de care istoria literară mică spune că era între Maiorescu și Eminescu. Căci tu Hiperion rămâi, sau căci tu Hiperion rămâi, oriunde ai apune, cerem cuvântul meu din tâi, să-ți dau înțelepciune. E, pentru mine, această vorbă, să-ți dau înțelepciune, neavând un înțeles anume atunci, la 18-20 de ani, m-a fascinat pentru că m-am întrebat care e cuvântul din tâi, care era logosul, care era misterul ființei și ce înseamnă a fi înțelept, ce înseamnă înțelepciune. Și venind înspre zilele noastre, știți că la liturghie auzi mereu înțelepciune, sau cum era la Atos, Sofia. Ce mai înseamnă înțelepciunea astăzi? M-am întrebat dintr-o dată și am luat o foaie de hârtie ca la 17-18 ani, când apăruseră fragmentele presocraticilor traduse de Semina Noica, îngrijite de Constantin Noica, și care erau toate acele aforisme, acel laconism superb, și scria câte o sentență pe foaie și gândeam ore în șir, glosând împrejurul ei. Și acum știu că luam pixul și o foaie mare și scriam din Leopolos, greu este să fii bun. Mie, părându-mi, mi se că este ceva foarte simplu să fii bun. Deci e greu să fii bun. Deci oamenii sunt răi, deci oamenii sunt niște fiare. Ce e cultura? Tresorul care îmblânzește fiara din noi. Dar suntem născuți așa sau devenim așa? Jean-Jacques Rousseau, l'homme est bon, este la societate că la corompiu. Și am început acum să gândesc înțelepciunea exact ca la 20 de ani. Și mi-am dat seama că este cel mai vidat de sens, de semne, cel mai sleit, este ca o păstaie fără boabe de mazăre. Nu mai știe nimeni ce este înțelepciune. Ba mai rău, discutând cu fiica mea, mi-a spus, vezi că e deja peiorativizat în engleză. Wise guy sunt băieții deștepți care fură, wise men sunt înțelepți de altă dată care nu mai sunt. Dar wise guys sunt băieții deștepți. Iar la francezi, soyez sage nu înseamnă fi înțelept, ci fi cu minte, stai la locul tău. Deci undeva a dispărut acea forță supremă a demiurgului, a făcătorului de conștiință, a celui care plescuiește o minte și un suflet și care vine să-ți dea înțelepciune.
ne-am îndepărtat de termenul de înțelepciune în sensul lui originar de Sofia. De ce? Pentru că trăim în postmodernitate, într-un timp care are alergie la absolut, are fobie la idealuri, are o oroare de armonie, cultivă disarmonia și are o magie a anarhiei. Este peste tot în lume o mișcare puternică de subminare, de șubrezire a tuturor valorilor tradiționale, știți bine, biserica, familia, armata, școala, tot ceea ce plămădea ființa veche, tot ceea ce dădea înțelepciunea aceea, rotundul armoniei, felul în care un om este capabil să vadă simultan fața și reversul, lumina și umbra, tot ceea ce este circular, rotund, armonios, dispare și apar numai fragmente, numai minimalism și dau mereu exemple cu copilașii de astăzi care cresc cu desene animate eminamente unghiulare, ascuțite, segmentate, cu sunete stridente, cu tunuri de laser, cu stroboscopie. Generația mea a fost formată în cultul rotundului blănos, în cultul lui Disney, care era mamifer, cerbul, fiul de cerb, Bambi, totul era sunet frumos, nu vă spun, Cartea Junglei este filmul vieții mele, nu-l dau nici pe oasă, pe Time in America. Deci începând cu desenele animate, care nu mai au rotundul, melifluența, muzicalitatea, armonia între lupi, urși, pantere, etc. Și continuând cu mobila. Eu am alergie la minimalismul de la IKEA. Recunosc că e minunată, de un pragmatism perfect, eficient, dar este o dezidentificare oriunde te duci în lume, aceleași unghiuri, linii. Eu am crescut în cultul canapelelor de piele pe care le vedeam la televizor, cu ghiare de leu, birourile de avocați din perioada interbelică, cu cerneală, cu sugativă și cu mobilă Biedermeier. Virgil Nemoiau și-a construit o întreagă teoria Europei Centrale pe mobila și pe stilul Biedermeier. Astăzi se cultivă minimalismul. Minimalismul în proză, proza scurtă, nu mai există ode, poezii, nimeni nu mai vrea să mai construiască romane, nu mai există pasiunea arhitecturii și este o dominație formidabilă a prefixului des. O spun mereu și vă atrag și dumneavoastră atenția cât de mult avem dezmembrare, destrămare, desfigurare, decreștinare, decerebrare, dezumanizare, desfășurare. Aproape nimeni nu mai cultivă prefixul re. Reumanizare, recoagulare, renaștere. Toată lumea vrea să desfigureze, vrea să taie, vrea să termine cât mai mult, vrea să minimalizeze, vrea să bârfească, vrea să injecteze nu lapte de beton în subsoluri, ci tot ceea ce poate să carieze, să rupă, tot ceea ce este de demn să existe, să trăiască. Este o ură pe temeinicie, pe durată, pe soliditate și este un cult al nemerniciei și al anarhiei peste tot. Eu sunt alergic la acest Occupy Wall Street, dărâmate și spăstradă, insurgenții, insubordonare, puștimea are un ce, ghevarism și un castrism nemaipomenit, este un neotroțchism, o revoluție permanentă care bântuie prin lume și totul este cultul relativității. Se relativizează, se pulverizează și tot ceea ce este menit să coaguleze, să dea soliditate, grăinicie, dispare. Este subminat. Nu zic că sunt niște centre oculte care deliberat cultivă anarhia. Deci sunt și ele în politică, în geostrategie sunt, dar înăuntru nostru nu mai există pofta construcției, nu mai există acea manie, pot să-i spun, că era o nebunie, care îl făcea pe Eminescu la 18 ani pe studentul din Berlin și din Austria, îl făcea să se viseze un eu rinascimental,
Un om care știe matematică, fizică, istoria religiilor, astronomie, astrologie, voia să facă și sanscrită și egipteană, deci un om care voia practic să închidă tot universul. Și există în literatura noastră o linie de oameni, noi care le-am spus enciclopediștii, o linie care avea această foame de a armoniza contrariile. Nu vă mai spun de Nicolaus Cusanus, coincidenția opozitorului. Dar la noi, la Cantemir, la Eminescu, la HD-ul, la Odobescu, la Iorga, la Mircea Eliade, până la Culianu, Patabievi și Pleșu, există această patima, și n-aia Ionescu, patima de a face concordia contrariilor, concordia discurs, de a topi antinomiile, de a anula popularitățile și de a face alchimia binelui și răului. Și mi-am dat seama că asta este înțelepciunea atunci când refuzi să vezi un singur unghi, atunci când refuzi să fii reducționist, atunci când ești integrator. Și are Andrei Pleșu o pledoarie minunată, tot pe linia destrămării și anarhismului de astăzi, observați cât de mult se cultivă disjuncția. Cât de mult spunem noi sau, sau. Și cât de rar spunem și, și. La școală am învățat numai dihonii, dihotomii, dezbinări. Eminescu sau Macedonski. Ce să mai spună? Iorga sau Lovinescu. Marin Preda sau Eugen Barbu. Nichita Stănescu sau Virgil Mazilescu. În zilele noastre Mircea Cătărescu sau Norma Manea. Tot timpul se cultivă disjuncția. Ori Preșu spune, asta este coada dracului. Când dracul își bagă coada, apare sau, sau. De ce nu putem fi și, și? De ce nu poți să vezi că în același timp și dreapta, și stânga, și argumentele pro, și contra, și ziua, și noaptea? Și uite așa am ajuns la ceea ce eu consider că este leacul cel mai bun pentru non-înțelepciunea noastră de astăzi și, de, și față de acest ultimul spus, dar această pasiunea a nimicniciei. Fac o paranteză, niște prieteni mi-au spus că asta se datorează ortodoxiei și că spațiul creștin ortodox are un laxism anume, un relativism, un dolce farniente și să recitim Max Weber, etosul protestant al muncii. Să vedem în ce măsură, de ce îi admirăm noi pe sași și pe nemți atât de mult, că au temelnicie, lucru bine făcut, precizie, meșteșug, șubler, adică tot ce este mai depărtat de bărăganul nostru, care bate vântul, care gardurile se rup, poate nici dumneavoastră nu vă plac, nu-mi plac nici mie porțile alea enorme de prin Rășinar, de pe Ardeal, care te țin la o parte, sunt casele de tip burg, cetăți fortificate, care sunt înăuntru lor pieptoase, miezoase, eficiente, nu ne place ca lui Mircea Dinescu slobozia, să bată vântul în ograde, sare porcul din part din casa ta în casa mea, să dă cu piatra de o parte pe alta, să strigă, vecină, n-ai niște nuci, că ți-l trimit pe fiul, să mi-a dă și mie niște brânză, hai nea cu tare să bem ceva. Toată această, cum să spun, sobornicitate într-o netrebnicie, și o plăcere a tăierii frunzei la câini extraordinare, ne face să ne uităm la aceștia de până Ardeal, Rășinărenii, oamenii care au și un tic, dacă ați observat ticul lor, că ei sunt zootehnici, sunt crescători de animale, care sunt altceva mult mai temeinic și mai substanțial decât crescătorii de grâu și de cereale din sud. Ăștia își bat palma dreaptă peste palma stângă. Și la fiecare bătaie mai vezi 100.000, mai vezi $1.000, mai vezi o casă cum se face în spate, mai vezi o pereche de buboi. La noi este haida, 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 haida. Și de cât e mai rău, nevastă, adă o damigeană, mai tai o găină, a dracului și asta, că frumoasă e. E nenorocire vecine, dar ia de bea. De ce vă spun, astea toate, chiar dacă par frivole, fac parte deja dinăuntrul nostru, ci din ceea ce s-a numit o familiarizare cu dezastru. Am ajuns atât de obișnuiți că decât ești mai tâmpit și mai arogant, de-aia ești mai sus, că decât ai păsat mai mult, de-aia ești mai tâmpit și stai mai jos. Ne-am învățat să trăim la nișă,
ne-am învățat, ne-am reînvățat cu sindromul softy pe, nu mai am treabă cu nimic, nu mă interesează politica, partidele, să o facă cine vrea, ei să fure, eu să-mi văd de treaba mea, fiecare trăiește în coconul lui și nu facem decât să ne, să schimbăm răutăți, bârfe într-o cârcoteală și o bombăneală permanent. Acum vin la cei tineri care m-au întrebat la licee ce înțelepciune ne dați, ce cărți de înțelepciune, ce filieră a literaturii lumii vi se pare cea mai eficientă pentru ziua de azi. Și am ajuns la stoicism. Aveți Marcus Aurelius editat, aveți manualul lui Epictet, mergeți la stoici și veți învăța ce? La stoici este pe primul loc virtutea, la epicurei este pe primul loc plăcerea. Când ai 18-19 ani, vrei să fii robul plăcerii, robul virtuții, devii după 30-40 de ani. Dar dacă știi să ai o școală de bună resemnare și să accepti ce spune Marcus Aurelius, că în semnul înțelepciunii este să nu vadă partea, să vadă întregul. Este mare lucru să nu vezi ceva dintr-un, numai ce-ți convine dintr-un lucru. Noi, de regulă, aruncăm o ancoră către lucruri, le harponăm așa ca pe balena Moby Dick și selectăm, sugem din realitate numai ce vrem, numai ceea ce convine firii noastre. E bine, realitatea este mai complicată, este întotdeauna fața și reversul. Nu poți să vezi numai editura Polygon, cum nu poți să vezi numai editura Humanitas. Nu e cazul să faci război între Orange și Conex, între Dinamo și Steaua, între Europa și America, între Rusia și Europa. Deci nu e bine să un om înțelept nu cultivă disjuncția, cultivă conjuncția. Ori nimic nu e mai străin de firea românului decât solidaritatea. Toți călătorii străini care au venit aici de 400 de ani spun mereu de dezbinarea românească, unde sunt doi români, trei partide. De, aveți boieri francofili, germanofili, anglofili, rusofili, toți păpăriți în stânga, dreapta, sus și jos, puțină lume a reușit să facă hora, să facă armonie între toate, nici provinciile noastre nu sunt, nici acum, după 100 de ani de la tratatul de la Versailles, nici acum n-am făcut osmoza între spiritul moldav, amprentat, Buscălește și Polon, spiritul transilvanean am prezentat austro-ungar, cel din Banat cu sârbi și sudul, cum a spus, greco-turco-bulgaro, țigano, etc. Deci este foarte greu să găsim înăuntru nostru forțele magnetice care să facă un atanor, un cuptor alchimic care să scoată aur din rău din noi. Ori la stoici există această bună împăcare. Am fost întrebat care este romanul vieții mele, așa o întrebare mare. M-am gândit că la 18 ani erau demonii lui Dostoievski, toți suntem plini de Dostoievski la 18 ani. Pe urmă erau Jack London, Martin Eden, iar la 30 de ani până acum merg pe Marguerite Yourcenar, Memoriile lui Hadrian, care este o carte de înțelepciune și de bună resemnare. Atenție celor tineri, când spun resemnare, nu spun blansare. Bună resemnare înseamnă să ai o măsură în toate, să știi că întotdeauna după noapte vine zi, după bine vine rău, să știi că găurile de astăzi sunt plinurile de mâine și invers, să știi că lumea este o conjuncție de yin-yang și să cauți să nu vezi niciodată o singură parte. Pe mine reducționismul mă turbează. Oamenii care văd din Mircea Eliade numai episodul legionar mă zăpăcesc. Oamenii care mi-au spus că dacă mă ocup de Eminescu, sunt de extremă dreaptă și xenofob. Păi zic, parcă știam de Schopenhauer, parcă știam de Tatva Masi, de Buddha Sakya Muni, pătrâne, las-o moartă. Moța i-a spus că e poet proto-legionar. Păi și eu sunt dispus să cred lucruri de acest gen. Adică dacă reducem totul la absurd sau la un accident, sau la o inflamare de parcurs, este o greșeală enormă. Încât, să știți că am și un plan de conferință, dar nu l-am mai spus, erau 12 forme de înțelepciune pentru ziua de azi, dar poate mi le las mai târziu. Încât,
La, de la 8 de sus, e ora 8 deja, băi, și... ți-a spus să faci semn după 30 de minute. Eu n-am început, da. De ce vin la, la stoici și la Marcus Aurelius este stoicismul târziu față de, de stoicii vechi? Sunt editați toți la Humanitas. Există un cuvânt la stoici care spune totul de ce cred eu că este înțelepciunea acum, să vezi întregul. Acest cuvânt întregul, o să vi se pare că e pe banal. Haideți să ne gândim fiecare un pic în ce sector, în ce secvență a vieții noastre de fiecare zi vedem întregul. Atunci când deschizi televizorul și vezi o manifestație în țara X, rămânem anclanșați, rămânem absorbiți în manifestația respectivă. Foarte greu te ridici ca să faci telescoparea și să contextualizezi manifestarea din Coreea de Sud, să o vezi legată de America, să o vezi legată de Europa. Când vezi o criză în Grecia sau în Italia, puțin se gândesc în ce măsură este interesul rus băgat acolo, în ce măsură este contrainteresul american, puțin văd Europa între fâlcile a doi rechini, rușii și americani, cu Pechinul pe parte. Când analizez un autor, o proză, tinerii de astăzi cred ca și 80-iștii, că lumea s-a născut cu ei, fac tabula asta, au oroare să fie comparați cu careva să spui, a, păi asta vine de la Preda, de la Sadoveanu, fai de mine, mă lași, nimeni n-a mai scris așa. Oameni buni, totul pleacă din Biblie. În Biblie aveți toate romanele lumii, Biblia este prima carte de, nu, a doua carte de înțelepciune a lumii. Prima carte de înțelepciune a lumii, eu am spus că sunt proverbele. Pentru că proverbele din oricare nație, din orice timp, selectează exact greunțele de absolut și de eternitate. Doar că proverbele nu sunt o școală de înțelepciune bună, pentru că găsești în ele orice. Ca și în Biblie, în proverbe, bine faci, bine găsești, dar și facerea de bine e tămamă. Deci poți să găsești ca în Biblie incest, homosexualitate, criminalitate, orori, Vechiul Testament este cea mai plină de orori carte a lumii și totuși de acolo, din Biblie, dacă intri în Ecleziast, în Iov și în Psaltire, ai deja primul decoct de înțelepciune din lume. Dacă intri apoi în Stoici, în Marcus Aurelius, ai al doilea decoct și dacă mai știi să extragi din piesele lui Shakespeare toată înțelepciunea care se compară chiar cu Biblia, ești împăcat și ai această bună resemnare, care, repet, nu e blazare, este înțelegerea lumii în măsura ei. Cred că trebuie să închei ce am avut de zi. Aveam și o încheiere astăzi, când stăteam și mă uitam pe tavan la hotel, îmi dai seama, de fapt, dacă m-ați spune să găsesc un gest, poate o să vi se pare patetic, închei acum, dar gestul care mi se pare că esențializează ideea de înțelepciune. Deci ideea de măsură în toate. Știți că Pateric se spune tot ce e mult vine de la draci. Nimic prea mult se sprea pe frontonul de la Delphi. Deci dacă ar fi să vezi omul care într-adevăr știe să împace contrariile, are înțelepciunea care spune că spiritul de unul singur fără carnalitate nu e nimic, ci că noi trebuie să infuzăm inteligență și spiritualitate în simțuri, în carne, după cum trebuie să și senzualizăm gândirea. Omul, deci, care știe să vă vadă și sus și jos, să accepte că suntem în egală măsură mansarda care vin porumbeii Sfântului Duh, dar și pifnița de sub centură, unde zac ochii șobolanilor și ai patimilor, omul care știe să vadă în cele cinci simțuri, nu cele cinci, nu neapărat, nu numai cele cinci portițe prin care intră ispitele dracului, simțurile sunt cele care ne îndeamnă la păcat, dar tot ele sunt cele care te ajută să guști împărăția lui Dumnezeu. Tot prin simțuri.
Deci când știi să auzi, să miroși, să vezi și lucru bun, și lucru rău, să-i dai dreptate și slabului, și dreptului, și negrului, când știi să faci deci această armonie a contrarilor, ce înseamnă că știi? Să împaci susul cu josul și dreapta cu stânga. Și mă dă seama că, într-adevăr, semnul suprem al înțelepciunii este cu crucea care împacă verticala cu orizontala. E ușor de spus, dar e greu de făcut. Și cred că eu cu asta mi-aș încheia primul folet de vorbire. Sunt lucruri pe care nu mi le-am propus să le stratific, să vi le fac de înțeles sau să le acceptați. N-am putut decât să vă provoc la o meditație ca să înțelegem că într-o lume atât de ostile idei de înțelepciune, e posibil să, dacă nu să fii înțelept, să acționezi înțelept, măcar să înțelegi toate contrariile și să reușești să le faci, repet, a mie oară, termenul ăsta, alchimie. Alchimia de contrarii. Ori noi, românii, suntem faimoși că avem o forță de digerare a contrariilor, suntem unul dintre cele mai teribile creuzețe de alogenie. Uitați-vă la București, de pildă, unde avem cartiere evreiești, cartiere grecești, cartiere țigănești, cartiere bulgărești, sârbești, legumicultori, avem moschei, biserica anglicană, biserici catolice, greco-catolici, armenești, deci avem o, nu știu, o disponibilitate, dar o larghețe, unii spun laxism, ne lăsăm mereu, Cioran era mai dur și spunea că avem suflet de slugă. E o vorbă cumplită care nu face rău, că și bicele și palmele au rostul lor. Chiar dacă astăzi elevii spun că sunt abuzați de profesori, că le mai dau câte o castană, dar nu observați și dumneavoastră că termenul de înțelepciune, omul înțelept, noi avem vreo un om înțelept, când te gândești în România, vine să spui neagul Giuvara care are 100 de ani, dar nu știu în ce măsură și neagul este înțelept. Alții mi-au spus, bă, bătrâne, bă-ți înțelept, asta e o chestie ca de, ești ca de plastilin, așa, ești ca moale, adică înțelept. Tu care stai să se uită și ca în povestea unui om, le spune mână mă la spânzorătoare. Deci omul înțelept știe că nu are rost să învestece cosmaci. Mai bine mă spânzuri decât. Alții mi-au spus că înțelepciunea e blasare, că nu faceți decât să turnați plumb în aripile celor tineri, pentru că înțeleptul mai mult șede decât acționează. El stă și observă. Vede, asta îi place lui Lupata Pievici, extraordinar. Zice, tu știi vorba aia de la Zen, de la Budiști. Era niodată fiert cu polemici, cu ziare, cu înțeleptul stă pe malul râului și privește apa. El știe că mai devreme sau mai târziu va vedea venind plutind cadavrele dușmanilor săi. Ori asta e non-acțiune, spiritul mioritic și de-o fi să mor, dă-i mă să-și popaci un gureaș. Eu mă duc să mă însor cu luna, cu zeități. Fatalismul românesc, ce temă extraordinară. Avem nevoie de mituri eroice, de Cneazul Igor, de Valhalla, de Siegfried, din Wagner, din... Da, asta e la protestanți, se poate, la ei e. La noi, cu sobornicitatea noastră, cu înțelepciunea de grădină, de care spunea Blaga, dacă vrei visul să-ți vină, peste nod întinde haina, într-o epocă a denudării absolute, știi? Deci undeva e fatalism, e spirit mioritic, s-a spus că sufletul românesc, noi suntem o civilizație feminină, preponderent receptivă. N-am făcut istorie, am primit sămânța marilor învingători și am născut o rasă ciudată, greco, latino, cumano, mongolo, tătaro, țiganesco, etc. Deci, când spui înțelepciune, spui mult mai mult decât omul cu minte, omul care nu încalcă legea, omul care evită excesele de orice fel, înțelepciunea ca și răbdarea, are mai multe sensuri. Eu cred că un om înțelept poate fi un om de acțiune mult mai teribil decât un activist de partid.
De pildă, pentru mine suma înțelepciunii erau bătrânii din sat. Încă i-am prins acum vreo 70 de ani într-un sat din Oltenia de nord și pe care îi adoram. Se vedeau sâmbătă de sâmbătă, 6 sau 7 bătrânei, veneau cu minți în tăcere, se puneau pe scaun, femeia venea cu cele 7 țuiuri de țuică și începea un dialog ultra aluziv. Ce mai faci, măi? Păi fii atent că fânul ăla de deal trebuie luat. Vii tu luni la mine cu vaca, eu îți trimit vițelul, dar auzi, ai văzut-o pe aia mică, cu cutărica din satul ăla? Bă, s-au făcut trupe și vezi că ai tu un băiat în satul tău, flăcău frumos, să-i aducem la horă săptămâna viitoare. Într-o oră jumate, cu prețul unui singur litru de țuică, se punea tot satul la cale, se vindea pământul, se făcea recolta, fără niciun contract, fără nicio ștampilă, fără niciun avocat, fără niciun ban la fisc. Pe legea nescrisă, numai cu înțelepciunea aia care îți vine din rădăcini. Ori dacă vă uitați, nu există alergie mai mare, ură mai mare a tineretului mondial de astăzi decât pe rădăcini, pe trecut. E o arheofobie, cum am spus, e o ură de trecut, o groază de trecut. Eu de-aia mă laud cu vorba lui Noica, dragă, nu putem să mai schimbăm nimic. Omul înțelept trebuie să fie un întârzietor. Noi trebuie să fim ca întârzietoarele care vă obligă pe voi să mergeți mai încet cu mașina, ca aminte-l vă hurducăim. Vorba lui Cioran, oricum se alege praful, dar măcar să lăsăm mai încetișor. Și cu asta eu mi-am încheiat vorbirea, aș fi încântat dacă aveți, dacă îi rămână dialog, dacă nu, să fim înțelepți că cine știe tace, cine nu știe vorbește. O sumă de adevăruri, multe le știm, multe le simțim, multe le gândim și noi, dânsul a dat o coerență. Spunea Mircea Vulcănescu, în același timp, dacă printr-o calamitate poporul român ar dispărea și ar veni altă populație în acest spațiu, s-ar transforma tot în popor român. Să fie o fatalitate. A fost spune Mircea. S-a spus că avem o putere de asimilare extraordinară și care asta ar fi un semn de forță. Când tu reușești să-i românizezi pe aia care vine, asta văd în jurul meu că am multe neamuri tineri de 30-40 de ani, care lucrează în sistemul bancar. Și ne-au spus, BRD, Raiffeisen, se românizează străinii care vin, se învață cu what's that? Backshish, backshish. I must spaga, spaga. Imediat intră în peisaj, că ei sunt oameni practici. Ei nu stau să se gândească. Pentru că aminte, în 91 eram la Cotidianul lui Rațiu și au venit niște americani, dar în carte, nu știu de unde. Dom'le, tot v-am auzit mereu pe dumneavoastră cu securitate. Cu securitate? Ce cu securitatea asta? Noi ne-am băgat forța care a dezmembrat poporul român, care se laudă că a fost coloana vertebrală a nației, de unde ne-a distrus, ne-a pulverizat, cum se coagula ceva în România, trebuia spart anturajul, ne-au distrus. Ne pare rău, zic ei, dar noi nu lucrăm decât cu acești domni, care sunt singurii care au inițiativă, curaj, au bani puși deoparte, că în 85 venim pe Perestroica. Ei știau că se va schimba ceva și au pus banii iar deoparte pentru zilele negre de după. Sunt singurii care au rețele afară și sunt singurii care n-au mamă, n-au tată. Dumneavoastră aveți principii. Aia era ceva oribil. La americani, ideea de principii, money. Deci, revin asta, avem forța să-i românizăm pe străinii. Și era în dilema, o fază, Radu Cosașu a auzit în piața Matache, când era baroneasa Nicholson aici și spunea cu copiii, să nu mai vindem cu copiii, a auzit doi țărani care spuneau în piață, băi, și baroneasa asta cât vrea ca să ne lase în pace. Se părea atât de natural că toată lumea vine după șpăci, cât dar noi cu asta am trăit în istorie. Romanii ne-au luat aurul, toată lumea a luat.
lecții pe tronul. Deci avem și talentul ăsta, da. Și tot Mircea Vulcănescu spunea într-un comentariu cândva că, zice, așa în evoluția vremii, cred că intrăm cu adevărat în criză și că riscăm să dispărem, pentru că în comunitățile mici în sat, acolo unde lucrurile erau foarte bine așezate, a dispărut prostul satului. Și acum toți sunt deștepți, spune el. Din momentul ăla, mi-am pus în semn de întrebare că ele, comunitățile, sunt în criză. Apropo de prostul satului, să vă spun că mi-am găsit în Shakespeare, care e dragostea mea, mi-am găsit emblema vieții. Am tot felul de răspunsuri, știi, că am fost întrebat direct ce melodie, ce cântec aș vrea să mi se cânte la mormântare. Știu și asta. Ce epitaf vrei, știu și asta. Toate le știu. Epitaful meu, da, soția nu vrea să mi-l pună la Cernica, este din Păstorel. Viața e scurtă, s-o facem lată. Iar în drum spre mormânt, mi-l doreau pe fănică Luca, cu ce dor, ce chin, ce jale, de la poartea dumitale. Sau, n-o să trăiesc cât pământul, voi trăi cât o vrea Sfântul. Mai trăiesc o zi sau două și o să vă las lumea vouă. Eu mor după lăutari și am scandalizat multă lume căreia i-am spus, măi omule, educați-vă auzul, să știți să auziți și Bach, și Beatles, și Beethoven, și Led Zeppelin, și Fănică Luca, și Fărămiță Lambru, nu vă rușinați de cabiluncă, nu vă rușinați să vă treziți dimineața când răsare soarele, că ascultați mierlele dintre blocuri, nu vă rușinați să încercați să ascultați zgomotul fulgilor de nea, încercați să auziți din soarea. De când n-ați mai auzit cum țârie ploaia pe acoperișul de șiță? Ați mai auzit cosașii în grâu, lăcustele, sumzetele, toate chestiile astea, copiii de liceu sunt totalmente, nu zic nesimțiți, dar sunt asenzoriali. I-am întrebat, de când ați mai pus mâna pe lemn? De când ați mai rupt o ciupercă să o mirosiți? Vă băgați nasul scorburile cu rășină în pădure? Ăștia nu mai merg în pădure. Am lansat o carte a simțurilor, 20 de oameni, vă recomand din suflet, cartea simțurilor la Humanitas, să ne realfabetizăm simțurile, să reînvățăm să simțim pământul, să simțim piatra sub picioare. Și le zic elevilor de la un liceu, nu spun ca să nu rușinez, zic că am vrut această carte să fie ca o ascuțitoare pentru simțurile noastre tocite. Pauză. Zic, ascuțitoare, știți ce ascuțitoare? Pauză. În momentul ăla mi-a dat seama, bă, zic, voi știți ce e ascuțitoare? Nu. Oamenii nu mai au pixuri, nu mai au creioane, se butonează de la 2 ani, 3 ani, sunt legați de toate device-urile astea, nu mai citesc și mi-au spus pentru ce. Nu ne mai interesează literele, textul, pentru că noi vrem numai imagine. Imagine. Imagine e perfect, dar cum ți-o traduci mental? Dacă n-ai vocabularul, tu vezi pe un ecran că merge unul pentru o pădure și ajunge în luminiș. Și ce face luminiș? Dacă te uiți la tine, tu spui că stai în luminiș ca bou, ca tâmpit. Eu spun altceva. Fă un ocol prin Heidegger și vezi ce înseamnă Lichtung, luminiș. Și mergi în Sadoveanu să vezi ce înseamnă inițierea prin pădure, să asuzi, să te zgrepțene toate hățișurile și odată, pac, stai într-un spot, te bușezi în luminișul de timpul și spațiul se opresc și unde, cum spune Sadoveanu, curge de sus o lumină din mâna Îngerului. Ei, cum poți tu să simți lumina aia care curge ca o miere în facure, dacă tu habar n-ai ce-i luminișul, ce-i pădurea, viața ca pădure, inițierea în pădure, mersul prin pădure, nu mai au alfabetul acesta pe care trebuie să-l dea părinții. Și știți de unde pleacă? De la lipsa bunicilor. Că bunicii erau instituția esențială care transmiteau înțelepciunea. Noi așa am învățat la 3-4 ani pe genunchiul tata mare, care de la Francia cu mustățile, dar când îți spunea el basmă cu neghiniță, sau când mi-a spus bunică-mi mie ceva care m-a siderat,
Zice, știi aia cu când o bagă scriptura, ai ca pe făt frumos în grajd și spune să-și aleagă un cal și aloște cai superb, superb, ia scoțând sufletele din caii frumoși și băgându-le într-o mărțoacă. Și făt frumos, înțelept, s-a dus direct la mărțoacă. Hei, dar de ce este mărțoacă aia? Dă-mi-l pala, dă-mi-l pala. Ori eu când bunica mea mi-a spus să nu aleg calul cel mai frumos, ci calul cel mai urât, am fost îngrozit, era o mare, era o tâmpenie fără margini. Ori înțelepciunea, că tot vin asta, înțelepțirea în viață, asta te face. Să înțelegi că forma frumoasă poate să fie cariată înăuntru și că formele urâte, mai diforme, pot să fie niște splendori. Și cu asta ajungi să cânti ca Adele. Sau să ajungi la televizor bâlbâit cum sunt eu. Și atunci îți transform handicapul într-un atum. Și asta este un semn de înțelepciune. I-am topit pe copii de la liceu Jean Monnet, care mi-a spus că doamna profesor, cărțile, lectura sunt vax. Nu vezi? Voi vreți bani. Voi trăiți în cultul arifismului. Vreți să ajungeți. Nu vă știți că ea, cultura, este o sursă de bani, de avere și de putere extraordinară? Da! Zic, uitați-vă dumneavoastră, avem editori care merg cu BMW-uri de 50.000 de euro. Liceanu, avem Păcătărescu la o pastă primul Nobel. Ana Blandiana e tradusă în 30 de limbi. Și dacă au fost doi bâlbâiți care au apărut zilnic la televizor 15 ani, au fost Ceaușescu și eu. A fost o fericire și zic, să trăiește din cultură foarte mic. Nu zic extraordinar. Adică nu milionul de euro care e vax la politicienii noștri, dar 100 de euro tot mai mic este. V-am luat ceva cu înțelepciune? Nu. Dar măcar am deschis-o nevoie. Apropo de înțelepciune, apropo... Crutul, da! Ai văzut? Bravo, să rămân. Dar aici am plecat. Am găsit în Shakespeare chestia asta superbă, pe care mi-am asumat-o ca o cămașă, așa. This fellow is wise enough to play the fool. Dom'le, tipul ăsta e destul de nebun ca să facă E destul de înțelept, is wise enough. E destul de înțelept ca să facă pe nebun, știi? Știți că nebunii sunt mult mai mult decât regii. În Shakespeare și în toată literatura medievală, nebunul este cel care își permite să-și bată joc de curte, de regi, de orice, să-i spună, ești un nimic. Ciobășică e de spumă pe o lume de nimic. Apropo, soția mi-a spus să nu vă spun și nu v-am spus. Zice, dacă te duci la ei și spui că cea mai frumoasă formă de înțelepciune din literatura română e glosa lui Eminescu, asta e captatio benevolenție. Vii la moldovență, nu zic, asta e glosa lui Eminescu, citiți-o, recitiți-o, că este o minunăție, o minunăție și te vindecă. De pildă, dar știți că nu știu, nu știu, voi în liceu mai știți înțelepciunea asta perfectă, viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le amestec. Deci, dacă vrei să știi ce e mâine, trebuie să știi ce este ieri. Oricând eu am propus deviza, dat și trecutului o șansă, am zis, uite, este o alergie la trecut, este o dorință de a arunca trecutul, așa că bufonii și înțelepciunile sunt. Apropo de înțelepciune, eu o țipuritură și ați adus, mi-a zis în zona asta, în Maramureș, care sună așa, cât e muntele de înalt, tot mai înalt e celălalt. Sau, cum îmi place mie foarte mult, aia pe care mi-o spun la vanitatea mea de fanfaron, îmi spun așa mereu, nu te lăți broască tău, că nu-i tău, tătateu. Asta mi-a zis-o la Atos, 10 zile, dar oricum era foame în continuare.